Nu știu voi, dar mie Schweppes-ul ăsta roz de la, cu aromă de zmeură sau ce, mă rog, fructe, berry, chestii, îmi place foarte tare. Nu știu cum vi se pare chiar să-mi spuneți, dar mie îmi place foarte tare de când l-am descoperit. Este divin. Astăzi ce facem este un mini haul pentru că am dat o comandă pe Notino și mă gândeam să fac un mini haul cu voi. Este un mini haul pentru că nu am multe produse. Dar am câteva produse interesante despre care vreau să vorbesc cu voi și chiar aș vrea să știu și părerea voastră dacă le-ați încercat sau dacă nu. Și de asemenea aș vrea să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să mai fac astfel de mini haul-uri când dau, că eu în general dau comenzi mici pe site-uri, adică nu stau și dau odată o comandă super mare și am multe produse cu care să fac haul-uri, de-aia nici nu prea am mai făcut haul-uri, adică îmi comand puține chestii pe care le iau odată, nu știu, când am nevoie de ce. Sau dacă nu, să vi le arăt în daily vloguri, cum preferați, să fac așa clipuri separate sau să vi le arăt în daily vloguri. Și avem așa, o comandă de la Notino, bineînțeles, site-ul, după că nu recomand eu cosmetice cel mai des dintre toate. Și o să începem, ca să nu mă mai întind, că oricum nu v-am zis, nu am foarte multe chestii. Așa, îmi place că la Notino tot timpul au grijă la ambalaje, adică chiar dacă, nu știu, produsele, nu ceri ambalare specială, asigurare de transport, ei ți ambalazează super, super, super bine produsele. Și avem așa, hai să începem cu chestiile boring, pentru că, da, prima dată mi-am comandat noua mascara de la Maybelline, The Colossal Curl Bounce. Este mascara nouă, cred că știți că a apărut de câteva luni, nu știu, de o lună, două, cam așa. Așa arată periuța, foarte ok din punctul meu de vedere. Să vedem cum o să mă înțeleg cu această mascara. Nu am mascara și de-aia am comandat-o mod special și am zis dacă tot încă am mascara să fie una nouă. Mai am aici un rimel din asta, o mascara din asta pentru sprâncene, în varianta blondă, cred că este. Am comandat mai multe produse de la Maybelline pentru că era ceva ofertă, aveai reducere nu știu cât la sută, nu știu că așa. Dacă comandai de la Maybelline și am avut pentru 3 produse, am avut vreo 45 de lei reducere, cam așa. Asta cred că este nuanța blond. Anyway, o să vă scriu eu pe ecran. Maybelline Express Brow. Da, și după cum v-am povestit în daily vlog-ul, care nu știu, repet, nu știu când intră, am niște sprâncene portocalii în momentul de față și partea bună este că sunt mai deschise decât erau înainte și de-aia mi-am luat această mascara să vedem cum mă înțeleg cu ea. Da, nu-mi plac sprâncenele închise la culoare, deși toată lumea are tendința să-mi facă sprâncene închise la culoare. Toată lumea încearcă să mă convingă că sprâncenele închise la culoare sunt the thing. Nu-mi plac sprâncenele închise la culoare pentru că sprâncenele închise te îmbătrânesc întotdeauna, îți înnesc spre trăsăturile și te îmbătrânesc. Regula generală este că dacă ai părul super, 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 super deschis, adică ultra deschis la... nu cum îl am eu, ci ultra deschis, dacă ai o nuanță foarte deschisă de blond, atunci sprâncenele trebuie să fie cu 3 nuanțe mai închise la culoare, iar dacă ai părul brunet negru, efectiv, sprâncenele trebuie să fie cu 3 nuanțe mai deschise. În rest, dacă ai, nu știu, variații de culori, ar fi de preferat ca sprâncenele să fie cu 2 tonuri cel puțin mai deschise decât nuanța părului, pentru că altfel te îmbătrânesc. Sprâncenele închise la culoare îți dau o tentă așa mai aspră a feței, te fac să pari mai aspră, mai bătrână, mai, nu știu, înăspresc trăsăturile. Dar, da, știu că la noi este o modă generală, că toată lumea vrea sprâncene închise, tuturor le trebuie sprâncene închise, mie nu. Mi-am mai comandat și încerc eu să desfac aici cât învățin această morală pe sprâncene. Un ruj, mă rog, ruj din asta de tip creion de la Maybelline, pentru că tocmai ce avusei o discuție cu My Sweetheart, și anume cu Eugenia, stați că reușesc să scot ambalajul altfel, yes! Am reușit. O lăudam pentru un ruj pe care l-avea pe buză și de fapt mi-a zis nu e un ruj, era doar stainul lăsat de un ruj, era acesta color stain.
de la Maybelline. De fapt, nu Color Stay, Super Stay Ink. Și asta este varianta creion a celebrului ruj Super Stay, care dacă știi și cum se deschide, uite așa se deschide. I-am stricat vârful, nu-i problemă, că se repară. Ce cremos e! Așa, stați să facem un swatch, să vedem ce am nimerit. E super cremos. Și da, am văzut la Eugenia, cam așa arată swatch-ul. O să vă fac swatch-ul mai aproape. Da, e o nuanță foarte drăguță. Oscilam între nuanța asta și altă nuanță. Și care și ascuțitoare aici în capăt acest creion, dacă vrei să-l faci mai subțire, dacă vrei să-l faci super subțire. Și nuanța mea este, Dumnezeu știe, nu știu, o să vă scriu pe ecran, că nu mai știu, efectiv nu mai știu care e nuanța. Dar e o nuanță așa de roz trandafiriu și exact ce vă ziceam, că am văzut la Eugenia, vorbeam cu ea pe videocall și am văzut că avea așa un stay foarte drăguț pe buze și cum zic, mamă ce drăguț e rujul tău, și zice, nu e ruj, e creionul ăsta de la Maybelline, zice, dar se ia super și nu-ți usucă buzele, pentru că eu personal și nici ea, nu că de aici a plecat să discuția, noi nu putem cu rujurile alea lichide mate de lângă din gama asta Color Stay, nu știu, sunt rezistente într-adevăr, sunt super bune. Dar personal nu pot cu ele pentru că îmi usucă buzemele, mi le fac așa super crăpate, super iec. Deci decât un ruj din ăla care să-mi stea mult pe buze, dar să-mi arate buzele super crăpate și super uscate, mai bine fără. Mai bine un ruj care se ia repede după câteva ore. Și într-adevăr ăsta se ia destul de repede, ca ruj, se ia crema de pe buze, se ia destul de repede, dar îți lasă un stain foarte frumos așa și îi rămâne uniform, știți? Și mi se pare ok. Și nuanța asta chiar îmi place, deci chiar am nimerit-o, pentru că știți că culorile de pe site sunt... Și mai am un ruj, dar înainte să ajungem la acel ruj, hai să mai luăm altceva. Că acel ruj reprezintă ceva mai special. Să vedem ce avem aici. A treia încercare a mea cu fondul de ten de la Catrice. Poate a treia oară e cu noroc. Stați un pic, că nu vreau să vă fâșii, dar nu mă lasă ăsta, nu vrea altfel cu mine. A treia încercare este cu True Skin-ul, fondul de ten. L-am cumpărat prima dată când i-am făcut first impression-ul în nuanța 02, care este super albă. Deci dacă sunteți super, 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 super deschise la ten și nu vă găsiți fond de ten, ăsta are nuanță pentru voi. După aceea am luat nuanța 04, care iarăși este super deschisă pentru mine. Și acum am luat nuanța 007. Să vedem. Poate a treia oară e cu noroc, Doamne ajută. Poate se mai... Și asta pare să fie deschisă. Oricum e mai bine decât celălalt. Bine, aici am și... Aici sunt și mai bronzată pe mână. Nu e cel mai bun loc de comparat. Dar fondul ăsta de ten este foarte, foarte bun. În special dacă aveți tenul uscat. Este foarte bun, este hidratant, are acid hialuronic. Nu este super glowy. Asta era o chestie pe care tot așa o discutam cu Eugenia. Nu este super glowy, dar pe mine nu mă deranjează pentru că și eu, mai ales pe timpul verii, ajung să fiu cumva mai lucioasă pe timpul zilei, știți? Mai ales dacă am multă treabă și fac multe chestii. Și nu mă deranjează faptul că nu este super glow, ci mă deranjează felul în care se așează pe ten. Și asta se așează super bine. Este un fond de ten excepțional din punctul meu de vedere. Lăsăm la o parte că nu-i nimeresc eu nuanța și nu reușesc să găsesc eu o nuanță care să potrivească. Asta este un fond de ten absolut minunat. Și, uite că l-am comandat și pe ăsta, am crezut că pe ăsta nu l-am, că am crezut că l-am scos din coș. Pentru că oscilam între cele două fonduri de ten, între ăsta de la Catrice și ăsta de la Maybelline, pe care tot așa l-am mai avut. Ăsta este Dream Urban Cover, despre care la fel am vorbit de nenumărate ori și v-am spus că este un fond de ten absolut minunat, excelent, foarte, foarte bun, are SPF 50 în el, ceea ce mi se pare senzațional, mai ales acum pe timp de vară. Într-adevăr, este ceva mai luminos decât restul fondurilor de ten și uite că se aseamănă foarte mult nuanțele la cele două fonduri de ten. Mi-am luat nuanța 103 de la Dream Urban Cover, pentru că inițial am avut 103, după aceea mi-am luat 111, care teoretic este nuanța mea de vară, dar nu știu, mi s-a părut cumva
prea închis acum 111 le și am rămas pe 103. Așa, apoi avem din colecția de la Catrice. De la Catrice chiar mi-a spus și voi, băi, ai văzut noua colecție de la, cu Disney, cu personajele Disney? Și zic, da, le-am văzut și eram așa, zic, să iau ceva, să nu iau, eu urmăresc pe cei de la Catrice pe Instagram. Și am văzut când au lansat colecția asta cu personajele Disney și eram mega încântată. Sper să dăm asta la o parte. Eram mega încântată pentru că mi s-au părut niște versiuni, mi s-au părut niște colecții de altfel foarte, foarte, foarte frumoase și nu știu, față de alte colecții mi s-au părut super reușite. Și am până la urmă m-am aventurat și am luat și eu ceva din colecțiile astea. Sunt mai multe palete de ochi, sunt mai multe bronzere. Așa, și primul produs pe care mi l-am luat din colecția cu Disney, mă rog, de fapt ultimul pe care l-am pus în coș, a fost rujul ăsta din colecția cu Lady, știți, din Doamna și Vagabondul, care este o nuanță, dacă vedeți voi, ceva așa, un maroniu foarte nude, așa, este o culoare cumva clasică pentru mine, un maroniu mai rece, are genul ăsta, cam așa arată, dacă vedeți diferența între rujul de la Maybelline, este cel de sus și ăsta, da, este și ăsta un pic mai portocaliu. Inițial mă gândeam să-l iau pe cel cu Marie, dar nu l-am luat pentru că mi s-a părut prea portocaliu ăla. Acum mă gândesc că aș fi fost o idee bună și ăla. Da. Apoi, mi-am luat acest bronzer din colecția cu Marie, cu pisicuța din Pisicuțele Aristocrate, Pisicile Aristocrate, care, stați să vedem, mi s-a părut mie că ăsta este mai deschis față de celelalte. Cum se deschide? Deschide-te! Are scoci pe lateral. Come on, work with me. Vai, și este foarte drăgălașă, Marie. Cum este ea de obicei, stați așa, să nu vă orbesc. Cam așa arată. Este foarte, foarte drăgălașă. Îmi place și îmi place nuanța. Este o nuanță ok pentru mine. Este o nuanță... Hai să vedem cum e ca pigmentație. E bun. Nu e nici prea turbat, dar nici fără pigment nu e și îmi place că este mare. Adică îmi place că este un produs mare în care poți să-ți pui asta, cum îi zice, pensula. Nu în cap pe pensula ca lumea. Bun, și ultimul produs din această comandă și din colecția cu Disney a fost o paletă, pentru că oscilam ce paletă să-mi cumpăr, ce paletă de farduri, fiindcă mi-au plăcut, toate mi-au plăcut, toate mi s-au părut frumoase. Singura pe care nu am văzut-o pe site-ul celor de la Notino este cea cu Mulan. Am înțeles că mai e și pe aia, nu știu, dar în rest celelalte mi s-au părut toate foarte frumoase. Mi-aș fi luat paleta cu Ariel, deci eram tentată să iau paleta cu Ariel pentru nuanțele alea de turcoaz, este superb, arată minunat, doar că, să fim serioși, când port eu nuanțele alea? Când Dumnezeu port eu culorile alea? Că nu le port aproape niciodată. Și ce sens ar fi avut să iau culorile alea și ce sens ar fi avut să dau banii pe paleta aia dacă nu o foloseam? Așa că m-am dus tot către paleta cu Marie, cu pisicuța care are tot așa niște culori foarte, foarte drăgălașe. Am folia aici încă peste ea, dar astea sunt culori pe care eu le port, adică rozuri, portocaliu, adică sunt nuanțe pe care eu le port în mod normal, vedeți, și eu acum am la ochi, am tot așa ceva de genul și antena asta nu vrea ea și nu vrea să stea ca lumea. Oricum mi s-a părut o paletă foarte versatilă și foarte drăguță asta cu Marie și am preferat să o iau pe asta. Am zis, mă atrăgea foarte tare și cea cu Ariel, cu Mica Sirena, dar la realist vorbim, când Dumnezeu port eu așa ceva? Când port eu asemenea culori, asemenea turcoazuri? Bine, nici fucsia ăsta nu știu cum am să-l port, dar ca idee. Deci cam așa arată. Mi se pare că este foarte, foarte drăguță. Vedeți? Este foarte, foarte drăguță paleta și arată foarte bine. Și acum să sperăm că sunt bune farturile, că sunt de o calitate bună.
pentru că nu e nimic mai rău decât să vezi niște palete, niște farduri drăguțe într-o paletă și să nu fie bune, dar eu am încredere că sunt bune. Dar ce arată foarte bine, sunt foarte interesante culorile, îmi place și paleta cum este făcută cu auriul ăsta, oglindă mare, ceea ce te ajută să te vezi bine, să-ți vezi toți zulufii care nu stau la locul lor, nici dacă pui o tonă de fixativ, ca în cazul meu. Sunt în total 18 nuanțe în această paletă și mă uit aici pe spate că au niște numeri super drăguțe. Fiecare fard este denumit, au fiecare câte un nume. Da, foarte, foarte faine. Și ultimul produs pe care vreau să vi-l arăt este acest ceva. Este un dispozitiv pe care mi l-am luat acum, că am zis că dacă tot a venit ziua mea, să mă răsfăț puțin. Și pentru cine nu știe, îi zice Portable High Frequency. Este un aparat din acela care este foarte popular în ziua de astăzi, cu un gaz în interior. Are niște electrozi cu un gaz în interior și care este folosit în skincare. Și în general se folosesc astfel de aparate în saloane, doar că de ceva timp, însemnând de vreo 4-5 ani, au apărut și versiunile lor portabile pentru acasă, pentru uz casnic. Stați așa să nu scap, că e periculos dacă scap. Așa, și în primul rând ce face, acest aparat zice că este foarte bun în combaterea acnei și îți usucă foarte repede coșurile și îți îndepărtează bacteriile de pe ten. Iar folosit în mod constant, îți oxigenează foarte bine pielea, ajută la diminuarea ridurilor, la diminuarea texturii, la diminuarea porilor și aceștia sunt electrozii, vedeți, sunt din sticlă și în interior este argan. Arganul împreună cu curentul formează oxigen, elimină mult oxigen în momentul în care se atinge electrodul de piele și practic îți arde coșul. Îl am de 2 zile și l-am folosit și până acum am observat că într-adevăr cel puțin pe coșuri funcționează. Nu știu de restul, adică dacă îmi diminuează porii, dacă îmi diminuează liniile fine, dacă, nu știu, crește, dacă îmbunătățește circulația la nivelul pielii. Asta am văzut, că am văzut că pielea e un pic roșie după ce îl folosesc, dar cu coșurile cred că funcționează destul de bine, pentru că aveam aici așa o explozie destul de urâtă și l-am folosit de 2 ori și deja văd că astea s-au uscat, începuseră să apară și pe aici. Nu e problemă, că săptămâna viitoare e săptămâna aia nasoală și numai bine o să apară, o să am iarăși o mulțime de monștri cu care să mă lupt și numai bine pot să testez aparatul. Are 4 electrozi. Cred că ați mai văzut aparatul ăsta, că este destul de popular în perioada asta. Are 4 capete, 4 electrozi. Ăsta se folosește pentru scalp. Este bun pentru a-ți face masaj pe scalp și trebuie să vă zic că e super relaxant să-ți faci masaj cu ăsta, deci este super, super, super relaxant. Îl dau la maxim, l-am dat când l-am folosit, l-am dat la maxim și nu te doare absolut deloc. Cu ăsta simți că te înțeapă, dacă folosești celelalte capete și mai ales pe ten, simți că te înțeapă, trebuie să reglezi intensitatea curentului, dar cu ăsta l-am dat la maxim aparatul și a fost super, super relaxant, deci pe scalp este super relaxant. Ăsta fi ăla pentru zone, cum să zic, pentru spot treatment, adică dacă ai un coș, te duci cu ăsta și le trocutezi, îl usuci, practic, te duci așa, dar de asemenea am văzut că poate fi folosit și așa, gen la modul ăsta, adică să-ți faci masaj așa cu el, adică să-i folosești suprafața asta, pentru că, bineînțeles, poți să folosești și pe partea asta. Așa, ăsta este capătul care are aici, în partea asta, capătul ăsta sub formă de linguriță, are aici sticla mai groasă și nu se simte atât de puternic bâzâitul și de-aia este recomandat să-l folosești sub zona asta sensibilă de sub ochi. Și e foarte ok. Și capătul clasic, care este capătul ăsta în formă de ciupercă, și ăsta este pentru toată fața sau pentru alte zone. Eu l-am folosit și pe aici, pe zona asta, pentru că am văzut că am coșuri și
e zona mea problemă la fel și vă ziceam într-un daily vlog, cred că tot așa că am probleme, că mi se întind coșurile și pe brațe și pe piept până mai jos și sper din tot sufletul să reușesc cu acest aparat să țin sub control povestea asta. Da, ăsta este aparatul în sine, ăsta e body-ul, pui electrodul aici în capăt, stai așa, nu cădea, nu cădea că sunt fragile și dacă așa, și îl bagi în priză și îi dai drumul, se pornește de aici, are un buton, îl pornești și îi reglezi intensitatea de la minim la maxim. Așa, ideea este să nu te bâzâie prea tare, adică să nu fie prea disconfortul prea mare, nu doare sau ceva, adică nu este dureros, ci e mai degrabă o senzație aia de disconfort, așa, nu știu, e ciudată senzația, nu doare, dar v-am zis, pentru scalp este super relaxant. Și până acum am văzut că, folosindu-l de două ori, am văzut că a funcționat foarte bine. Așa că o să continui să-l folosesc și chiar dacă vă interesează mai multe informații să-mi spuneți, oricum vă las în descriere link de unde l-am cumpărat. Eu l-am cumpărat de pe Esteto și mi s-a părut super accesibil. Deci, da, dacă aveți nevoie, vă las și vouă în descriere și dacă vă interesează să aflați mai multe, să-mi spuneți, poate fac un clip separat despre acest aparat. Și cam asta a fost. Pentru astăzi v-am zis că n-am foarte multe produse, am reușit să-mi întind rujurile de pe mână peste tot, pentru că, bineînțeles, de ce să-mi iau șervețele să mă șterg pe mână. Dar da, sunt foarte încântată de produsele astea, mai ales de paleta de la Catrice cu Marie. Și cam atât pentru astăzi. Mulțumesc dacă v-ați uitat. Vreau să-și spuneți și voi dacă ați încercat produsele astea și cum vi s-au părut și de asemenea dacă ați încercat acest instrument, acest aparat cu frecvență înaltă și dacă a funcționat pentru voi, dacă a fost ok, dacă v-a plăcut sau nu. Bun, cam atât pentru astăzi, dați-mi like și un share, nu uitați să vă abonați, că venim cu clipuri în fiecare zi cu număr impar, veniți și pe Instagram că vorbesc în fiecare zi cu voi, vă pup și ne vedem în următorul clip.